Cartea Întâmplări cu Tâlc de Cristina Bujor. Partea 1. Despre prietenie. Târcuș alerga prin curte după o minge. Încerca să pară voios și, din când în când, lătra la mingea care își se răstogolea prin iarba moale și caldă. Ce prostut sunt, latru la o minge, se gândi Târcuș, supărat pe sine. De fapt, Târcuș era trist, căci se sătura să-și se joace aproape mereu singur. Mingea era o jucărie frumoasă, însă el vroia un prieten, un prieten adevărat. Târcuș se opri brusc. Bucuria îi se prefăcu un scârb. Nici Mac-Mac nu vrea să ne împrietenim. Nimeni nu vrea să fie prieten cu mine. Se gândi cățelul și se culcă întristat, cu botul pe labe în dosul cuștii. Târcuș era un cățeluș tare jucăuș. Coada lui părea că nu ascultă de el, căci era mereu zbântuită. O ureche era cafenie, cu piete albe, și alta albă cu piete cafenii. Cățelul avea un singur prieten, Ionel. Însă băiețelul stătea puțin timp acasă. Era plecat ba la școală, ba la fotbal, ba la teatru. Iar Târcuș avea mereu chef de joacă și își dorea tare mult un prieten cu care să petreacă toată ziulica. În fiecare dimineață de câteva săptămâni, Târcuș alerga spre gardul vecin. Așa făcu și în acea zi. Poate azi bătrânul Ham va fi în toate bune. O să-i aduc bucata mea de salam. Când ajunse în dreptul gardului, băgă salamul printre scânduri și începu a da bucuros din coadă. Bătrânul Ham se porni ca o tornadă din partea cealaltă a curții și veni cu așa o viteză încât se izbi de gard. Târcuș se duc câțiva pași în dărăt. Ham înșocă salamul fără să-l privească măcar pe Târcuș. Apoi începu a lătra îngrozitor de tare, de parcă ar fi vrut să-l înhațe pe Târcuș și să-l rupă în bucăți. Târcuș plecă de lângă gard, necăjit la culme. Nu era frică, doar că nu înțelegea de ce nici măcar cei ca el, câinii, nu vor să-i fie prieteni. Auzise de multe ori că un câine poate fi prieten numai cu alt câine, iar cu pisicile, găinile și alte animale din curte ar trebui să fie dușman. I se pare ciudată această regulă. În plus, chiar dacă încerca mereu să devină prieten cu Ham, Dulăul era așa de înfricoșător, încât nu prea ai crede că cineva ar fi putut deveni prieten cu el. Eu nu știu ce înseamnă dușman, oftă Târcuș. Vreau doar să mă joc cu cineva. Cu sentimentul că era cel mai nefericit câine din lume, trecu pe lângă pisoiul Zorba, fără să-i arunce o privire. Ar fi trebuit să-l latre și să-l fugărească. Așa ar proceda un câine. Dacă l-ar fi văzut cineva, ar fi râs de dânsul. Odată de mult, când încă nu aflase care datorie câinească de a dușmăni pisicile, s-a apropiat de Zorba și a vrut să-l salute. Zorba i-a dat însă o gheară peste nas, iar cei doi domni cu curigu de pe gard au râs o oră întreagă de el, mă chiar au povestit întâmplarea la toată curtea. Haharigu, exclamă unul, prostul de cățel, a crezut că e pisică și el. Cucu, ha-ha, râdea altul. Bine că n-a crezut că e vacă, ca să înceapă să-i dea lapte. Rigu, ha-ha, halal de așa câine, nu poate fugări o psică, dar aminte să apere acasă. Târcuș avea încă semnul de la zgârietura aceea, dar nu era supărat. Probabil Zorba se speriase știind și el de pe undeva cât de mult le urăsc câine pe pisici. Iată de ce trecu în liniște pe lângă Zorba. Pisoiul, care se lingea de zor pe pragul casei, se opri pentru o clipă. Gata să o rupă la fugă, dacă Târcuș sărea să-l atace. Oare ce-a fi pățit cățelul? O fi bolnav? Cred că ar fi bine să mă apropii să-l întreb, se gândi Zorba. Dar dacă mă mușcă? E cum ar putea să mă muște? Pare un cățel tare bun. Prea de treabă pentru un câine. Tocmai atunci, doamna în păpuci scoase două boluri cu smântână. Pe unul puse lângă cușcă pentru Târcuș, iar pe altul, după colțul casei, pentru Zorba. Cei doi colegi de curte se îndreptară spre gustoșenia oferită. Târcuș nu prea avea chef de mâncare. Dădu un pic din coadă ca să nu creadă doamna păpuci că el pățise ceva. Apoi se puse cu botul pe labe, urmărind o furnică ce se căznea din răsputeri să ia nițel din smântâna lui. Cu
cu tine precis n-am cum să fiu prieten. Ești prea mică. Aș putea să tristevesc fără să vreau. Dar îți pot oferi de mâncarea mea. Se gânde Tărcuș. În timpul acesta, cățelul zări cu un zorba și încea mustățile de smântân. Sus pe gard stătea motanul țâș, gata-gata să sară peste zorba. S-ar descurca ei cumva, se gânde Tărcuș. De ce să mă bag eu în neînțelegerile pisicești? Dar apoi observă că țâș vrea să tace pe la spate. Își aduse aminte de chifeneala pe care zorba o primise nu demult de la motanul țâș. Atunci zorba nu ieșe din casă o săptămână întreagă după aceea. Tărcuș îl vedea cum stătea la pat și cum doamna în papuci îi punea pastile în mâncare. Trebuie să-l ajut, căci prietenul la nevoie se cunoaște, și-a zis Tărcuș. Așa când în a doua sărituri ajunse în dreptul lui zorba. Țâș nu se temea de Tărcuș, căci era o motan mare și șmecher. Avea mereu ghearele ascuțite cu care țintea bine ochii sau nasul. Țăr se lupta cu toate pisicile și câinii din împrejurim, și de obicei îi lăsa răniți. Avea o viteză nemaipomenită și părea să fie foarte antrenat, iar pentru smântână era gata să facă orice. Țăr se năpăstea asupra lui Tărcuș, care păzea farfuria cu smântână adusă lui zorba. Începu o încăierare acerbă. În alte situații, Tărcuș ar fi cedat și ar fi fugit, dar în acel moment să fugă însemna să-l lase pe zorba în fața acestui motan groaznic. Așa că a plecat botul cât mai jos, ca țâș să nu-i poată zgâria ochii și sări drept în spinarea motanului, apăcându-l cu colții de gât. Țâș mi-o nas fâșietor și prelung, de parcă era în gură unui leu. Tărcuș de frică să nu-l omoare, îi dădu drumul, începând să latre cât putea de tare. Țâș, speriat și uimit, fugit după gard, mionând și șuierând mânios. Zorba îl privea pe Tărcuș cu mirare. Cum ai făcut asta? Nimeni nu putea învinge pe țâș. Și de ce m-ai ajutat? Nici eu nu știu, dar am văzut că ești în pericol și n-am vrut să pățesc ceva, spuse cățelul. Știi, Tărcuș, niciodată n-am dorit să ne certăm, dar așa se zice că trebuie să ne dușmănim. Nici eu n-am vrut. Eu caut un prieten, dar ce că un psic și un cățel nu au voie să fie prieteni. De ce oare? Întrebă motanelul, nemulțumit de așa reguli absurde. Văd că unii care ar trebui să-ți fie prieteni îți pot face mai mult rău decât așa zișii dușmani. Tărcuș oftă și să porni spre cușca sa. Nu are importanță, zise cățelul. Oricum nimeni nu vrea să fie prieten cu mine. Nu plac și nu sunt bun de nimic. Zorba a început să râdă, dar apoi se gândi că Tărcuș vorbise serios, că nu fusese o glumă. Se grăbi de să-l ajungă din urmă. Tărcuș, chiar crezi așa? Sau glumești? Tu nu ești bun de nimic? Păi cum vine asta? Uite, azi m-ai salvat pe mine. Ești foarte devotat și încerci să fii mereu în preajma lui Ionel, ca să-l ajuți cu ce poți. Iubești toate animalele și te porți frumos cu ele. De la tine am învățat să mă joc și să mă bucur cât mai des. Chiar? Chiar crezi asta despre mine? Se miră cățelul. Desigur, aș vrea să fiu prietenul tău, Tărcuș. Câinile și psicul își apropiară năsucurile, dând bucuros din coadă. Cei doi, cucurigu, începară de vârtos. Zorba și Tărcuș se priviră și, într-un gând, se puseră pe fugărit cu coșii aroganți. Zburau penele prin curte, iar noi prieteni se distrau de minune. Văzând însă că cei doi cucoși erau speriați de binele, îi lăsară în pace și își căutară de joc. Timpul trecea pe nesimțite. Zorba și Tărcuș se hârjoneau ziua întreagă. Ba se jucau cu mingea, jocul preferat al lui Tărcuș. Ba stăteau la pândă, urmărind insectele din iarbă, ocupație ce îi plăcea la nebunie lui Zorba. Făceau pe rând ba una, ba alta și erau nedezlipiți. Împărțeau mâncarea, se spălau unul pe altul, dormeau împreună și nimeni din curte sau din afară nu îndrăznea să-i atace sau să râdă de ei. Știi, Zorba, tot mai puțin înțeleg de ce se zice că pisicile și câinii sunt dușmani. Anume, tu ești cel mai bun prietenul meu. Ce bine îmi pare! Și tu ești cel mai bun prietenul meu. Cred că ne putem împrieteni nu doar cu cineva care e la fel sau asemănător. Putem fi și diferiți. Important e să fim alături, și la bine, și la greu.
să ne placă să comunicăm și să ne jucăm împreună. Da, nici să nu râzi când celuilalt îi este rău. Da, și să-l ajuți când greșește sau nu reușește să facă ceva. Da, și să-i scoți puricii din blană. Sau să-l lingi pe labă când l-a înțepat o vespe. Târcuș și Zorba continuară povestea despre prietenii, până au văzură pe Ionel, o zbugiră în întâmpinarea lui, căci și el era prietenul lor. Eu am dinți puternici și urechi jucăușe. Îmi place să mă hârjonesc și să mă joc cu minge. Tu ai gheară ascuțită și mustăți stețe. Îți place să le nevești la soare și să te joci de prințele. Ambilor ne place să fim îngâiați, iubiți și să ne simțim în siguranță. Chiar de suntem fațe diferiți, învățăm împreună ce înseamnă să fii un prieten bun. De când ne-am împrietenit, am devenit mai veseli, mai puternici, mai înțelegători. Iar jocul este mai interesant.